horoscopul zilei de 7 februarie. Berbec. Fiți persistent. Asta va aduce rezultate uimitoare. Vă va permite să realizați ceea la ce ați putut doar visa înainte. Este posibil ca circumstanțele să nu se dezvolte în modul cel mai favorabil, dar nu vor apărea obstacole de netrecut în calea către obiectiv. Experiența vă va spune cum să acționați cel mai bine. Apar idei grozave. Deseori oamenii de la care nu vă așteptați la așa ceva ajută la implementarea lor. O prietenie sau o poveste romantică poate începe cu activități comune. Dacă tu însuți vrei acest lucru și iei inițiativa în mâinile tale. Taur. Este puțin probabil ca ziua să treacă fără dificultăți, dar nu va aduce probleme serioase. Uneori apar momente tensionate datorită faptului că reacționezi excesiv la critici, iei aproape la inimă orice observații. Multe lucruri vor deveni mult mai ușoare dacă vei reuși să rămâi calm. Merită să ascultați sfaturile vechilor cunoscuți. Ei vă vor spune cum să acționați cel mai bine într-o situație ambiguă. După amiaza este un moment minunat pentru a restabili câteva conexiuni vechi. Puteți da o altă șansă relațiilor care nu au funcționat înainte din cauza unui set nefericit de circumstanțe. Gemeni, nu te vei plictisi. Ziua aduce multe surprize și evenimente uimitoare. Vor exista motive pentru entuziasm. Adesea acestea sunt lipsite de orice motiv serios, iar acest lucru este complet clar pentru cei din jurul tău și pentru tine. În momente tensionate, simțul umorului este foarte util. Nu lăsați pe nimeni să se plictisească. Litigiile nu sunt excluse. Ele vor fi utile. Vă vor ajuta să alegeți cea mai bună soluție, să găsiți cheia pentru rezolvarea unei probleme complexe. A doua jumătate a zilei vă va încânta cu un caser de numerar. Va exista șansa de a încheia o afacere bună sau de a cumpăra un lucru care să vă încânte pe dumneavoastră și pe cei dragi pentru o lungă perioadă de timp. Rac. Disputele apar mai des decât de obicei, dar veți putea menține calmul și rămâne prietenos, pentru a vă dovedi dreptatea fără a jigni pe nimeni. Mulți reprezentanții zodiei Rac sunt ajutați de simțul umorului, pentru a-i înveseli pe cei descurajați. Ziua este bună pentru lucruri care necesită o abordare creativă sau ingeniozitate. Este puțin probabil ca cineva să le poată face față mai bine decât tine. Nu ratați ocazia de a arăta de ce sunteți capabili. De multe ori, succesul tău îi inspiră pe cei din jur. Oamenii vor să vă urmeze exemplul, dar mai întâi să afle mai multe despre dumneavoastră. Leu. Zi propice pentru comunicare. Obțineți o mulțime de informații de la oameni foarte diferiți care pot fi utile. Chiar și conversația auzită întâmplător te poate aduce la gânduri interesante, întâlnirile vor avea probabil o continuare romantică dacă nu aveți nimic împotriva ei. Este util să fii proactiv în afaceri. Oamenilor din jurul tău le place entuziasmul, precum și munca și perseverența ta. Dacă aveți nevoie de o echipă de oameni cu aceeași idee pentru a realiza un plan îndrăzneț, nu va fi dificil să o adunați anume astăzi. Fecioară. Ziua nu este lipsită de dificultăți, dar este puțin probabil să fie serioase. Mai degrabă merge vorba despre neînțelegeri meschine care pot fi confuze și deranjante pentru o vreme. Veți restabili rapid liniștea sufletească și veți înțelege cum să schimbați situația în bine. Nu veți dori să amânați lucrurile utile până mai târziu sau să le încredințați altcuiva. Ziua este foarte fructuoasă. Este bine să fii proactiv în afaceri și în relațiile personale. Multe dintre ideile tale sunt susținute. Este inspirator. Puteți vorbi cu persoana iubită despre ceva care vă privește pe amândoi. Balanță. O zi propice pentru comunicarea cu oameni foarte diferiți, inclusiv cu cei cu care nu puteai fi de acord mai înainte. Acum reușiți să găsiți cuvintele potrivite, să ajungeți la un compromis și să faceți o impresie bună chiar și celor mai pretențioși. Unele situații ambigue vor deveni mai deschise. Va fi clar unde să te miști în continuare și ce ar trebui de făcut în viitorul apropiat. Nu sunt excluse veștile bune despre serviciu, afacerea voastră sau cu privire la o întreprindere importantă. Unele balanțe vor primi venituri în numerar. Scorpion.
Ziua este excelentă pentru a vorbi despre chestiuni importante, pentru a discuta problemele legate de afaceri. Găsiți modalități de a vă apropia de cei mai inabordabili oameni, de a face impresie bună asupra celor cărora nu le place nimeni. Încearcă să nu uiți ceea ce ai planificat, chiar dacă vei fi distras de sarcini noi. Dacă nu amânați nimic pentru mai târziu, atunci veți reuși mult mai rapid decât vă așteptați. Va fi ocazia să petreceți plăcut timpul cu prietenii, să vă relaxați și să vă odihniți. Chiar și distracțiile simple vă ridică dispoziția, excursiile și plimbările inspiră. Secetător. Dimineața se va părea că ziua va aduce probleme. Apar obstacole în calea voastră care nu pot fi depășite, dar lucrurile nu sunt atât de rele și în curând acest fapt va deveni evident. După amiază veți simți că influența tendințelor negative scade, situația se schimbă în bine. Dacă începeți să acționați imediat, veți avea timp să realizați multe. Prietenii vor fi bucuroși să ajute la implementarea celor mai îndrăznețe planuri. Seara promite surprize romantice. Va exista ocazia de a petrece timpul cu o persoană care vă este deosebit de dragă. Veți găsi o mulțime de modalități de a vă bucura reciproc. Capricorn. Succesul poate fi obținut dacă acționezi decisiv și rapid. Acest lucru este deosebit de important dimineața. Cu cât o petreci mai fructuos, cu atât mai bine. Conversațiile utile și interesante despre muncă sau afaceri nu sunt excluse. Unii reprezentanți ai semnului vor încheia tranzacții profitabile sau vor găsi o nouă sursă de venit. Seara sunt posibile unele incidente enervante, dar nu vor avea consecințe neplăcute. Încercați să nu vă faceți griji cu fleacuri, ci căutați lucruri noi în care să reușiți. Cu cât ești mai inventiv, cu atât vei obține rezultate mai bune. Vărsător. Înveți repede lucruri noi, asimilezi cu ușurință informații care pot prinde bine. Acest lucru este foarte util. Pot apărea probleme pentru care experiența veche nu va fi suficientă. Cunoștințele utile sunt probabile. Datorită lor, în fața voastră se vor deschide noi perspective. Ești optimist cu privire la viitor, dar uneori îți supraestimezi capacitățile. O viziune realistă a lucrurilor vă va ajuta să evitați dezamăgirile, speranțele zădarnice și alte momente neplăcute. Este bine dacă există o persoană în apropiere care să ajute la evitarea acțiunilor nepăsătoare și a cuvintelor dure. Pești. Zi liniștită și plăcută. Vă puteți întoarce la lucrurile vechi și le puteți aduce la sfârșit. Va exista șansa de a corecta unele greșeli de lungă durată. Dacă ceva nu merge așa cum era de așteptat, nu te pierzi, ci improvizezi cu inspirație și obții rezultate excelente. Alții iubesc abordarea ta față de viață și mulți vor dori să te cunoască mai bine, să-și împărtășească experiența sau să întrebe despre experiența ta. Prieteniile și relațiile romantice pot începe cu conversații interesante dacă luați inițiativa în mâinile voastre.